Bună ziua, doamnelor și domnilor, continuă la ProTV programul de fotbal după magazinul UEFA Champions League. Ne întoarcem în divizia. Este vorba de derbiul acestei etape a 11-a din divizia, partida dintre FC Argeș și Rapid București, liderul campionatului. Singura formație neînvinsă până acum în divizia sosește astăzi aici la Pitești, un stadion pe care în ultimii 3 ani Rapidul a câștigat de fiecare dată. Nu a primit nici măcar un gol. Iată echipa lui Viorel Chizo, Angel, Ienci, Stanciu, Mutică, Chiriță, Sabău, Raț, Schumacher, Șoavă, Măldărășanu și Robert Niță. Un singur vârf de atac. Robert Niță, Șumudică este rezervă, Pancu suspendat. FC Argeș începe astăzi cu Colceag în poartă, Necula, Diță, Marius Radu, Bogoi, Crivac, Dică, Șomcherechi, Bălașa, iar în față vor juca Vlădoiu și Tănasă. Până la urmă ne-am ales cu două semnificative din partea Rapidului. Avantajului bine lăsat de arbitru Crățilă, Tănasă, la întâlnire, este gol pentru FC Argeș! Gol marcat de Dică, superbă faza de contraatac a formației piteștene. 1-0 pentru FC Argeș. Dică a reușit să înscrie pentru echipa lui Florin Halagian. Este tocmai genul de fază despre care vorbeam mai devreme. Așa poate fi învins Rapidul. Iată că s-a întâmplat asta într-un moment în care toată lumea aștepta să plece la cabine. Cât de frumos a fost desenată această fază ofensivă a formației piteștene. A fost un fault la mijlocul terenului asupra lui Jean Vlădoiu. Jocul a continuat și o centrare superbă la întâlnirea lui Tănasă pentru Dică. Angel a stat și el exact unde nu trebuia, nici suficient de poartă ca să poată să respingă, nici suficient de în față ca să ia fața atacantului piteștean. Revedem faza primului gol al acestei întâlniri, marcat de Dică în minutul 46, practic primul minut de prelungire pentru această repriză. Foarte mult calm la această execuție a jucătorului piteștean. Pe importanță 1-0 la pauză pentru FC Argeș Dacia Pitești. Urmează odihnă și cu siguranță o repriză secundă extrem de încinsă. Rapidiștii au acuzat la scorul de 0-0 o lovitură de la 11 metri pentru un hands comis în careu de Cristi Bălașa. Mai sunt însă 45 de minute, până la ele însă 15 de pauză. Lovitură liberă periculoasă pentru poarta lui Colceag la scorul de 1-0 pentru FC Argeș Pitești. A executat Schumacher pe colțul scurt. Colceag, ce reflex! Cat de Rapid. Arbitrul Frățilă a pus capăt meciului. Prima înfrângere pentru Rapid în actuala ediție a diviziei A. 1-0 pentru FC Argeș.